N-am făcut niciun pact cu becalii, dar trebuie să câștigăm cu farul, spune patronul Craiovei. Oltenii riscă să rateze Europa în acest sezon, iar Rotaru dă vina și pe ghinion pentru asta. Craiova are derby cu farul, iar Rotaru neagă o înțelegere cu rivalii de la FCSB. Mă faci campion și te ajut să iei locul 3, este propunerea lui Becali pentru patronul oltenilor. Sunt glumele de zi. El mă întreba dacă bat farul. Bineînțeles că bat farul, ăsta este scopul nostru, nu să batem farul, dar este pentru noi, pentru a putea urca în clasament. Oltenii luptă pentru locul 3 cu campiona CFR și sunt în pericol să rateze a 7-a prezență consecutivă în Europa. Îmi pare rău că nu suntem acolo în acest moment, pentru că cred că și noi astăzi sunt de acord. Cea mai ghinionistă echipă din play-off a fost Universitatea Craiova. Hagi așteaptă un ajutor de la prietenul Petrescu. În weekend, farul poate deveni campioană. Dacă o bate pe Craiova și FCSB pierde cu CFR. Lupta va fi între farul și FCSB. Un play-off interesant, poate cel mai puternic play-off din ultimii ani. Cine e jucătorul revelației al campionatului? Florinel Coman este o certitudine. Nu mai trebuie să-l punem pe Florinel Coman. Nu mă surprinde cu nimic că este un lider incontestabil. Foarte mă surprinde acest copil, Mazilu, Grameni, nu? Borza.